este important ca acest de ce să fie tot timpul prezent în dialogul pe care îl avem cu elevul. Elevul să-și spună de ce așa și nu se poate. Domnul profesor Ioan Ursu nu e mediocru. Ca Udriște Năsturel, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Ion Eliade Rădulescu, Bogdan Petrecescu cu HD-ul, Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga, Nicolae de Susceanu, George Călinescu, Grigore Moisil, Constantin Noica și alții, și câți alții încă, domnul profesor Ioan Ursu are o forță, un câmp și un potențial de titan. Vă las pe voi să citiți, dragilor, nu, parcă mi-e și jenă de cuvintele acestea care au fost rostite și au fost scrise de acest domn. Nu sunt vrednic pentru ca să citesc eu asta. Vă las pe voi să parcurgeți. Asta vreau să vă spun că reacția a fost foarte dură la adresă. Nu am văzut acum, din păcate, articolul acela pe care vreau să-l vi-l arăt în legătură cu doamna Andronescu, care are un merit, în ghilimele, pentru tot ce înseamnă distrugerea învățământului românesc. Dacă această femeie, ca și alți miniștri care apăr, nu se strecura ca un politician de acesta ieftin, politruc adevărat în fața grupului și nu s-ar fi strecurat politic să ocupe scaunul acela, n-am fi ajuns în condițiile acestea. Perioada, cred că, a lui Maier a fost mai bună, după aceea totul a decăzut, totul a căzut atât de grav, atât de rău ne-a fost în toată perioada asta, încât cu greu ne vom mai întoarce, ne vom mai reveni. Așadar, dragilor, v-am vorbit despre ceea ce înseamnă prima pagină aici. Acum am dat pe videomatematica ca să mă duc și să vă spun că am ajuns aici cu videomatematica. Iată, sunt 8 în momentul de față care urmesc, deși la sfârșitul activității, vreau să vă spun că suntem în perioada în care se intre cât de curând în vacanță, n-ar mai fi exista așa mare interes, dar aici am ajuns la 180-a lecție. Asta este lecția pe care am pus-o aseară, dragilor. Ieri am făcut-o și astăzi este pusă deja pe internet. Vorbesc aici în câteva lecții care sunt prezentate despre o situație a unei familii care are un singur copil. E Nicoleta, cum o să o vedeți. Părinții frământați și preocupați de tot felul de probleme ale vieții de zi cu zi și o mică afacere pe care o conduc, atunci tot timpul au alocat afacerii, mai puțin au citit, foarte important, au citit despre copilul lor prin prisma rezultatelor. Cum învățătorii, profesorii au descoperit că pot să-i păcălească și pe copii și pe părinți în aceeași măsură, atunci notele le-au dat cu multă lejeritate, copilul a înțeles că nu are rost să muncească așa și vezi în lecțiile acestea, de la o fracții, operații cu fracții, ciclu cumulat gimnazial, nu știu ce, veți vedea, dragilor, cum anume am întâlnit această fetiță de la nivelul clasei a doua, a treia. Ea este în clasa a șasea, deci este cum să spun, un exemplu concret al situației în care se află foarte mulți copii. Zeci de mii de copii se află în situația asta. Astăzi, seara asta, am discutat cu chiar că un tânăr Rădupu se numește, a terminat a terminat liceul în 2010 la PTTR, ce ironia soartei, chiar de acolo de unde eu am plecat, și că îmi povestea a parcurs ruta cea ocolitoare, pe la profesională, pe nu știu ce, și că a ajuns în situația de a nu fi lua bacalaureatul cu tot felul de intervenții, cu tot ce s-a putut face, din păcate, cred că în 2010 sau în 2011,
Probabil că el n-a avut resurse financiare suficiente, așa cum era practica la PTTR, dădeai banul și ți se dădea hârtia de bacalaureat, fără, doar tu făceai formalism de a te prezenta pe la examene pe acolo. El nu a fi avut suficienți bani și atunci n-a luat bacalaureatul și acum se gândea că ce ar fi să încerce să facă asta. Deci mă uitam, el este căsătorit, are familie, și mă uitam câtă tristețe era în mintea lui și în sufletul lui în legătură cu neșansa pe care o a avut-o aceea de a face o școală de așa în bătaie de joc în care discutam direct, mă cunoscând profesorii de acolo, că nu avea niciun rost să învețe, că totul se rezuma la dai banul, treci clasa, nu dai banul, n-ai nicio șansă. Înveți sau nu înveți, până nu dai banul, nu treci. Și era clar de acord. Zice, și ne convenea și nouă, că eram în situația în care nu discerneam. Și nouă ni se părea că profesorul de gașcă este acel care ne înțelege și ne lasă. Da, vă spuneam că acum sunt 8, surpriza plăcută pentru mine la vremea asta. Hai să dăm, să vedem de unde sunt aceștia care ne urmăresc în clipa de față. Aici avem desfășurătorul, iată sunt din România, Oradea este cineva, și din Belgia. Da, dragilor, de oriunde din lume, vedeți, acestea care nu sunt activate, sunt în momentul de față albastre, cândva, undeva, ne-au urmărit. Montreal, da, deci vedeți localități destul de multe și din partea asta. Concentrarea maximă este pe Europa. Aici m-au descoperit. Dar asta în condiții în care nu s-a făcut public. Deci n-a apărut cineva, spune, domnule, există prof online. Eu nu știu ce trebuie făcut, apar n-am. Dar tot mă întreb, oare nu poate să apară un moment când presiunea părinților să fie atât de mare încât să se ajungă la spre Ministerul Învățământului. Faceți, dragilor, trimiteți e-mail-uri, trimiteți SMS-uri, trimiteți, domnule, există prof online, de ce nu îl faceți public? Ce vă împiedic? De ce trebuie să dăm noi întâmplător? Dar copiii aceia care ne dau, n-au șanse, deci nu avem șansa egalită, deci nu există egalitatea șanselor, este un lucru greu de închipuit. Și totul e gratuit. Să nu faci asta, nici nu, acum nu înțeleg. N-am să înțeleg niciodată. Tu, ministru, l-am ajuns la ministrul acesta actual, acum și în 2012, cred că am ajuns, sau 2013, pe 15 ianuarie am ajuns și i-am dus două pachete de DVD-uri, dragilor, pentru că, așa cum știți, eu am realizat cele 18 volume de matematică, 6 de apicultură, am în mână acum unul de apicultură, școala de apicultură, sunt 6, la 7-lea se lucrează acum. Cum ați mai auzit, am inventat un model de stup nou care va schimba complet filozofia apiculturii. Am să vă vorbesc îndată și despre videoapicultură, sunt termin acum cu videomatematica. Vă spuneam că părinții aceia, după ce, când au descoperit că fetița lor se află în situația asta, disperarea i-a cuprins și nu știau încotro să alerge. Au mai mers la un profesor, la altul, niciun profesor nu s-a oprit ca să uite spre fetița lor. Au făcut meditații în anii ăștia din urmă, dar totul se rezuma la te duci la acolo un grup, dai banul, să copii unul după altul și finalul este acela că fetița nu era la nivelul clasei a doua, a treia. Nici la a treia foarte bine, că tabla mulții nu era stăpânită. De fapt, vedeți în filme, nu vorbesc fără temei. Printr-o întâmplare, nimic nu e întâmplător în lumea asta, eram la Sfântul Dumitru, la Sfântul Dumitru, atunci când a fost pelerinajul la Sfântul Dumitru în București, s-au stat zeci de ore, cum știți bine, și eu am ajuns acolo și
coada era până în spatele Mitropoliei. De acolo trebuia și la un moment dat m-am trezit că cineva, când tocmai mai chiar în colț acolo trebuia să trec și să-mi iau coada de la capăt, că asta e marea bucurie, să te așezi la rând și să poți merge așa pas cu pas până când ajungi la moaște. Sfântului Dumitru, de ziua lui, este spectaculos, este nemaipomenit, este o trăire pe care numai cei care o fac, cei care se așează la rând și au răbdarea să stea ore întregi acolo. Atunci a fost strigat cine era, era un cetățean. Și a spus, vă cunosc. De unde mă cunoaște? Păi sunt de Bacău și eu. În sfârșit am intrat în discuții și am spus de prof online, cât timpul trebuia să treacă. Și cu ocazia asta mi-a spus că era și el fiți în clasa 6. Și acum, în disperare de cauză, a venit spre mine și am stat de vorbă. Și am spus, uite, eu să încerc. Și-s curios și eu dacă reușim. Să recuperăm atâția ani, deci să recuperăm 3-4 ani în doar câteva ședințe, este lucru greu de închipuit. Cât am reușit până în momentul de față, veți vedea voi în filmele respective. Deci asta e, dar am văzut prin fetița respectivă situația multor zeci de mii de copii. Iar în seara asta, acest tânăr care a terminat în 2010, n-a luat bacalaureatul, iar prin el am văzut zeci, zeci și sute de mii de tineri care au terminat școala asta românească, având unii bacalaureatul cu hârtia în mână, dar nu sunt deloc în stare să o justifice. Deci fiind foarte mulți numai după, să spunem, prin trafic de influență, cu bișnița, cu banul dat, să iei diploma, doar și o mare parte care n-au luat bacalaureatul de când s-au băgat camere, știi, și au ajuns în jur de 50%, dar coeficientul cu adevărat este în jur de până în 20%. Dacă și cu camere se fură, doar prețul o crescut atâta tot. Ei, vezi, dragilor, asta am reușit eu, cum v-am spus, cu videomatematica, alături de aceste filme pe care le vedeți pe internet, sunt și videomanuale de matematică, pe capitole, luăm matematică la întâia la, iată, dacă vă duceți așa și dați click pe video manual de matematică, se deschide o altă pagină și aici veți vedea toate cele 18 de video probleme de la aritmetică, de la 1-4, deci 1, 2, 3, 4, 5, 18 parcă știu eu sunt, le numărați voi că nu e important să le număr eu acum. Și, dragilor, pentru fiecare bunoare la aici vorbesc despre conținutul fiecărui pachet de DVD-uri, probleme de aritmetică, cam ce am urmărit eu, și ca să vă conving, aici veți vedea două lecții din cadrul volumului respectiv. Deci dacă dați click aici, se deschide o pagină cu cele două lecții. Și voi le puteți viziona și spune, să văd exact ce este acolo. Să mă conving că omul aici am avut chiar o fetiță. Da, e superbă. Este momentul în care o fetiță a fost colaboratoarea mea, aici în cameră. Vorbesc de algoritmul de rezolvare a problemei de aritmetică. Deci n-am mers cu încadrarea. Ce face? Da. Da. Da, ne înțelegând exact. Deci aici vedeți, dragilor, toate volumele desfășurate și veți vedea și lecțiile acelea care nu sunt din cadrul respectiv și vă veți convinge dacă am sau nu dreptate, dacă cei care vorbesc despre felul în care vezi matematica au dreptate. Vreau să vă mai spun ceva, că o parte dintre cei care vizionează bloguri lasă și niște comentarii. Sigur, comentarii sunt la diverse lecții, din cele 180 lecții sunt
Dar Cristi a făcut un lucru superb. Toate comentariile de pe acest blog, de la video matematică, le-a adunat aici. Și dacă dați click, se deschide pagina asta în care veți vedea, în pagina aceasta, veți vedea cu toate comentariile. Uite, am dat și eu peste câteva probleme interesante. Uite, acum citesc pentru prima dată, că nu l-am citit pe ăsta. Hai să vedem unde este el. Iată, dragilor, ce frumos mi-a scris problema. Am dat și eu peste câteva probleme interesante. Nu prea știu să le rezolv. Să se rezolve în Z ecuația. 1 plus X plus X pătrat plus X la a treia egal cu 2 la Y. 1 plus X plus X la a doua plus X la a treia egal cu 2 la Y. Domnule sau doamnă, am să mă strădui să vă răspund. Așa, le-am și rugat să-mi scrie. Să se rezolve ecuația X la 2 logaritm din Y, logaritmul în baza 2 din 3, X la 2 logaritm în baza 2 din 3. Scrie în cuvinte pentru că ea nu are posibilitatea, sau el nu are posibilitatea folosirii simbolurilor respective din matematică. X la 2 logaritm baza 2 din 3 plus 8 la puterea 8 ori X la 2 minus 3 egal cu 7. Aici este X totul la puterea 2. Aha, X totul la puterea a doua, 2 logaritm baza 2, X la 2 logaritm baza 2 din 3. O lăsam numai 2, dar mi-a explicat acolo ce înseamnă. Pe urmă, fie A și B, două șiruri definite astfel. A, N, A, N și B, N, două șiruri definite astfel. B, N, A, N, șirul de numere pozitive, B în șirul de numere pozitive, de la 1 termenii șirului începând, al N plus 1 egal cu al N-lea plus 1 supra B la N. Aha, sunt cele două șiruri recurente. Înțeleg, să cer, înțeleg și eu câte ceva despre ceea ce îmi prezint aici. Iar BN plus 1, B al BN plus 1 egal cu BN plus 1 pe AN. Se arată că A50, al 50-lea și B50 mai mare decât 20. Dragoș Teodor din Buzău. Un telefon, cum mi se mai întâmplă de multe ori. Da, Costel. Nu m-am culcat, uite, făceam un film. Nu, făceam un film așa, prezent de o parte asta de pe blog. Da. Păi mâine, la ce oră ai dori? Am înțeles, gata, la 9:30 să fie. Da, da, da. Păi, multă dragoste. Multă dragoste și multă dragoste și ajutor la Dumnezeu. Te-i rugăciune, da. Bunul Dumnezeu ne ajută pe toți. Da. Bine. Așa facem, Costel, da. La revedere, salut. Da, dragilor, că iată mi se confirmă, m-a sunat tatăl fetiței de care tocmai povestea. Deci el m-a sunat și s-a interesat dacă mâine pot să mă întâlnesc cu fetița să continuăm lecțiile. Foarte interesant, problemele sunt la prima citire, îmi plac foarte tare. N-aș putea să răspund la prima vedere. Deocamdată de să vă spun și sunt cinstit, corect. Nu toate problemele, toate problemele care mi se pun le pot rezolva. Sunt și eu un om obișnuit, doar cu multă dragoste și cu multă dorință de a vă răspunde, dragilor. Dar m-am trezit cu mulți
care îmi cereau să fac chestiuni de pe la facultate, dau peste prof online și spun, domnul profesor, uitați, vin examenul de matematică la nu știu ce ecuație diferențială, la nu știu ce chestie așa și am vrea să ne faceți următoarea treabă. Dar nu se poate, eu, ca să mă pun la punct, să parcurg din nou materia, sunt ani de rândul, de când, ani, mulți, mulți de când am mai făcut lucrurile acelea. Apoi, nu uitați că eu am deja 6 ani de când n-am mai lucrat concret cu creta în mână, decât așa, să spun, pentru un efort formidabil de mare ca să-mi țin, să mă mențin și să pot realiza videomanualul și dar performanța pe care am atins-o, vă spuneam, am 17 premii naționale, lucram la un nivel destul de înalt cu fiică-mea și cu ginerul meu, când am avut elevi până în 96, dar de acolo înainte lucrurile s-au complicat. Eu a trebuit să fiu mutat de la o școală la alta, am trecut printre momente foarte, foarte grele și am fost împins în ultima perioadă spre școala profesională, unde am făcut mai tabla mulțirii, adunări, scăderi. Asta era performanța mea. Deci de la locul 2 pe țară, de la ceea ce a însemnat generul meu, care a fost clasat al 11-lea licean al țării în lotologie pentru internațională, am ajuns la tabla mulțirii. Totuși, vă spun că am să vă spun că am să mă strădui să voi încerca să rezolv și aceste probleme. Nu știu dacă voi reuși, habar n-am. Mulțumesc frumos. Asta este problema pe care am rezolvat-o. Sper că respectiv v-a fost mulțumit. O problemă foarte frumoasă, a fost prezentată iarăși. Eu știam pe asta doar, dar numai pe partea asta sunt pe intrarea asta, dar foarte mulți sunt pe YouTube care dau peste mine. Deci sunt 444.637 de accesări pe culoarul acesta, pe poarta asta de intrare. Pe YouTube sunt mult mai mulți. Dragilor, din ce știu, s-a atins 5 milioane de accesări la cele două. Dacă nu chiar au fost depășite, n-am mai discutat cu Cristi, el știe foarte bine. Există contor de numărat. De așa în mare v-am povestit despre videomatematică. Numai că vă spuneam, eu am și șansa asta de a mă fi ocupat încă de prin 80 de apicultură. Deci am 34 de ani de apicultură, dar nu plecând de la zero, ci acasă, tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, fiind un om cu un simț practic pe care n-am să-l ghicesc niciodată de unde venea, fiind un meseriaș desăvârșit, știind foarte multe meserii, practicând foarte multe meserii, de la care am învățat și eu, tingherghie, durgherie, tâmplărie, lucrând chiar performant în perioada liceului, din clasa a 10-a și până în anul 3 de facultate am lucrat concret, punând mâna pe sculele acelea și ele ascultau de mine, încât lucrările care ieșeau erau destul de bine apreciate. Și în lumea asta a constructorilor, să știți că dacă lucrarea este de calitate, te mai cheamă omul, dacă nu, nu. Aveam să știu asta și când am devenit profesor, vreau să știu că de calitatea muncii mele depinde dacă cineva se va opri la mine și să mă întrebe, știți ce, domn profesor, n-ați vrea să faceți meditații cu copilul meu? Da, am făcut foarte multe meditații. Nu vă spun, nu neg acest lucru, însă la meditații la mine veneau copii care unii plăteau, alții nu plăteau pentru că nu aveau posibilitatea să plătească, dar descoperiți aici niște șmecherii, în ghilimele, care îmi lăsau posibilitatea să am performanță maximă. Chit că era un grup mult prea mare pentru că practica era așa de 2, 3 copii, 4, să zicem, la grupă. Eu ajungeam la un grup foarte mare de copii, însă dacă se întâmpla ca
la sfârșit toți ia la admitere, atunci sigur că anul următor presiunea din ce în ce mai mare. Ultima meditație care o făceam, dragilor, pe timpul lui Ceaușescu, ultima meditație era de la 9 la 11 seara, sâmbătă. De ce sâmbătă la 9 la 11? Pentru că nu mai aveam niciun loc liber în toată săptămâna. Cam asta era ritmul meu de muncă. Dar spuneam că în paralel cu asta, cred că pasiunea mea de bază este munca. Chiar sunt convins că este cu adevărat o pasiune. Nu m-am văzut decât muncind, muncind, muncind și iar muncind. Și m-am trezit plecând de la tatăl meu și cu dragostea pentru albine. Tatăl meu abia creștea și, să spunem, îngrijea și familie de albine, dar o făcea destul de primitiv. De regulă avea un număr de familii până la 15-20 de familii le pierdea în anul următor. Totul era empiric, după ureche, furând de aici de acolo, nu avea, să spunem, niște informații foarte clare. În 80 eu am pornit treaba asta, cum s-a întâmplat, o să vă povestesc și altă dată, și m-am apropiat de albină atât de mult încât am ajuns să visez, să spunem, viața de acolo albinei în cel mai profund mod de a trăi, m-am străduit să înțeleg ce se întâmplă cu colonia acelea, care sunt mesaje, cum comunică ele, ce trebuie să facem noi, cum trebuie să intervenim încât să nu deranjăm. Toate acestea au fost pentru mine frământări continui și cum sunt niște boli și dămânători foarte puternici care distrug foarte stupine întregi, în 2010 am inventat un model de stup care va schimba complet filozofia apiculturii. Acesta este modelul de stup, dragilor. Modelul acesta nu există niciunde. Sunt stupine în țară cu chiar sute de familii de albine, sute de stupi, pentru că spun sute, pentru că într-o singură familie de aceasta, într-un singur stup de acesta putem duce în perioada de înmulțire până la patru familii, putem construi una, două, trei, patru. Colectorul de polen, cred că mâine am să vă prezint ce înseamnă polenul proaspăt, congelat și să vedeți ce produs putem realiza. Sper să fac un film mâine cu fetița respectivă care vine. Aici sunt 917.215 la momentul ăsta pe blogul acesta, pe intrarea asta, pe poarta asta. Și dragilor, dragii mei, vizitatori, voi cei care mă urmăriți cu atâta drag din clipa în care am dat drumul la această invenție, deci am dat drumul, nu-i bine spus, am dat drumul. M-am trezit într-un moment de suferință când am pierdut 60 de familii, după ce am pierdut 60 de familii albine, m-am trezit și am strigat din străfundul sufletului meu la Dumnezeu și am zis: Doamne, ajută-mă și dă-mi o idee. Trebuie să fie ceva în legătură cu boala asta, varoa. Trebuie să reușesc ceva. Ajută-mă, trebuie să fie o plantă, ceva care să fie, pentru că cu varachetul și cu toate acestea nu eram eu deloc mulțumit. Dar, dragilor, și au venit televiziune și tot ce vedeți acolo la mass media, reacția mass media, veți înțelege cât de mult interes a fost pentru treaba asta. Veți vedea și acolo la Viața Satului vreo trei apariții. Am fost pe la asociație prin țară, am prezentat stupul acesta. A fost o perioadă în 2010-2011 foarte, foarte puternică de promovare a acestui stup. Pentru că rasă, masă, casă, nu? Rasa este asta, Carpatina, care o avem. Masa o putem influența dând albinei mere de calitate și tot ce înseamnă păstură și polen și ce îi trebuie acolo. Iar casa înseamnă realizarea acestui stup sau
construcția acestui stup care să fie cât mai performant pentru ca să-l putem folosi în toate etapele și să obținem performanță maximă. Dacă vă spun, trecerea de la stupul clasic la biostup este asemănătoare cu trecerea de la buduroi, adică scorpură, la ceea ce înseamnă stupul sistematic. Și cum vă spuneam, interesul imens s-a declanșat în legătură cu acest stup. Cum se întâmplă când căprioara iese în poiană dimineața și paște, în liniște, șacalii stau la pândă și gândesc cum să poată distruge. Așa mi s-a întâmplat și mie. Și iată, dragilor, acum am să mă duc spre momentul cel mai trist al vieții mele. Dar poate așa în Dumnezeu ca lucrurile să evolueze și să vedeți încă unul s-a dus, era 17, 16, acum 17, a intrat altcineva pe... Aici se află lucru cel mai trist pe care l-am trăit, cred că în ultima perioadă. Iată, dragilor, 15 iulie 2012, momentul cel mai greu al vieții mele. N-am mai putut filma și îngriji stupina mea, pentru că Rotaru Eduard, acest mare ticălos, membru al unui grup infracțional, ofițer sub acoperire, cum a declarat-o în mai multe rânduri, dacă SRI-ul pe astfel de oameni se bazează, e trist. Cu complicitatea unui grup infracțional din care face poliție, justiție, organ local, CFR Bârlad, mi-au furat stupina. Atenție, dragii, mi-au furat stupina, o stupină pe care o să o vedeți îndată. Ce mi s-a întâmplat? Un lucru groaznic, groaznic, greu de închipuit. Haideți să accesăm, să ne ducem la pagina aceasta, o pagină construită cu... ce se întâmplă? De ce nu se întâmplă? Video apicultura. Iată, acum se declanșează, s-a dus. Am intrat în pagina asta unde n-am mai putut filma și îngriji stupina mea pentru că Rotaru Eduard, cu complicitatea grupului infracțional, mi-a furat stupina. Aici m-a aflat Tisa Silvestri, la mănăstire, unde după un timp povestesc de ce nu mai apare niciun film. Vă întrebau la telefon, domn profesor, dar ce s-a întâmplat? Iată ce s-a întâmplat. Asta este momentul din dimineața la 15 iulie, când a fost agresat de ticălos acesta tatălui Edi. Totul era bine planificat, programat și am fost agresat, lovit și a trebuit să părăsesc stupina. Eu m-am dus la lucru, cum mă duceam în mod obișnuit. Da, nu, nici nu vine să mă... Vedeți voi. Da, da. Șansa mea a fost că soția a avut camera și văzând momentul acela foarte greu, am rugat-o să filmeze și a filmat. Veți vedea voi, dragilor, momentul acela foarte, foarte greu. De fapt, ce s-a întâmplat? Haideți să vă spun. Povestesc în repetate rânduri, în toate împrejurările care am avut ocazia. În 2011, în octombrie, mă aflam la Romexpo și eram cu stupul, cu biostupul. Te spun că am luat medalii de aur în mai multe rânduri, în două rânduri, la Inventica.
Și la Romexpo acolo eram participant din partea grupului acesta de Inventică și asta este locul unde s-a întâmplat nenorocirea, la Bujoreni undeva. Asta este porțiunea, dragilor, pe care din spatele Haltei, pe care a defrișat-o, pe aici este linia ferată, dragii mei. Deci linia ferată, asta este. Pe aici se vine de undeva de pe vale, se trece linia ferată și aici a fost zona, toată aceasta este zona pe care au defrișat-o. Atenție, așa cum vedeți Salcămăria din partea asta, apoi din partea asta toată zona asta este și de o parte și de alta, este prinsă cu salcâm pentru stabilizarea terenului. Pentru că terenul era în alunecare, s-au făcut investiții imense aici, ca linia ferată să se păstreze, altfel ea, odată cu terenul alunecat și în siguranță era sub semnul întrebării. Toată zona asta a fost defrișată abuziv de acest ticălos Rotaru Eduard. Aici era stupina, dragilor, uite filmul cu stupina, o parte din stupină și cealaltă stupină pe partea asta. Deci aici era toată stupina, 150 de familii de albine. Iar în partea asta a fost defrișată, cum vedeți aici, pâlcuri, vreo 2-3 hectare, care au fost defrișate de el și au fost pus porumb în anii din urmă. Vedeți că aici este, se vede foarte bine că sunt zone care nu au mai crescut nimic. A fost tăiat salcâmul tot, nimeni nu a știut acolo ce s-a întâmplat, asta prin 90 ceva, 90, 3, 94, 95, de când o sosite la acolo. Aici este clădirea imediat, clădirea Bujoreni, halta, părăsită aceasta, că aici mai trece pe linia asta doar cu un tren din când în când. Doar, nu, un vagon care îți duce, deci de la Bârlad pleacă și este undeva spre graniță. Și de două ori se duce, adică de două ori pe zi, se duce, întors, dus, întors. Este în câmp, cum vedeți. De la ce era aici, am înțeles, un trafic foarte puternic, intens. Linia este strategică și este încă păstrată cu efort maxim. Aici este lucerna pe care tot așa, o defrișat el și o desfundat și o pus lucerna aici. Deci este o mizerie de nu vă închipuiți. Nu-i pământul lui. Toată suprafața asta este și spășunea din spate și ce mai sunt în urmă undeva, e agronomie, dragilor. Aveam să constat la agronomia de la Iași. Cum s-a întâmplat acolo? A fost o fermă de stat înainte, pe timpul Ceaușescu, gostat cum era înainte, și cum a ajuns acolo 200 de hectare în posesia agronomiei, nici n-am să înțeleg, nu știu despre ce este vorba. Cert este că pământul era agronomiei. Că doar CFR-ul are 6 metri stânga și dreapta de la linia ferată. Atât are. Stânga și dreapta 6 metri. Vreau să vă spun că în toamna aceea lui 2011 am fost invitat de Eduard, fiul acestuia, lui Ion Rotaru, și cu concubina lui, au venit la mine la Romexpo și mi-a spus: domn profesor, știți, v-am văzut pe internet, am văzut toate lecțiile dumneavoastră, știu volumele cele două, știu tot despre ce faceți dumneavoastră. Însă noi avem dorința de a face un proiect
ne promis să facem un proiect, suntem tineri și pentru fonduri europene. Și am avea nevoie să ne faceți o stupină, ne trebuie un număr de 72 de familii pentru că vrem să accesăm fonduri europene la 40.000 de euro. Și zic, băi, dar nu pot eu să pornesc la treabă, eu trebuie să știu exact zona, să știu asta de fapt în București. Păi voi veniți la o zonă melifera foarte bună la noi, că vin sucevenii din primăvară și stau aici până toamna târziu și atunci ne-am gândit noi de ce să nu dezvoltăm stupina aici. Pur și simplu m-a aburit cu chestia. Doi, lasă, vorbă, dar trebuie să fiu eu să văd. Dragilor, m-am dus la o lună de zile, pentru că pe noiembrie m-am dus, octombrie, la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie m-am dus la ei, acolo la... pe 22 octombrie a sosit el la mine, chiar în momentul în care se filma, la Călugărene, acolo nu avea stupina, și n-am putut stau de vorbă, decât am zis, băi, urmează o altă, la o săptămână, două, să ne întâlnești, să ajung acolo. Și așa s-a întâmplat. Am ajuns la Bujoreni, acolo o haltă părăsită, m-a tras într-o cameră care se cu o închiriată și acolo am discutat. Bun, ce vă interesează voi? Vrem să facem o stupină. Uitați, aici o să punem de-a lungul linii ferate, o să punem stupina. Mai zic, da, trec trenul, nu trece decât un singur vagon de două ori, nu se întâmplă nimic, nu e nicio problemă. Bine, mă. Am rămas aici să punem de-a lungul linii ferate stupina. Pentru că, dragilor, aici nu era deloc spațiu. Pentru că, trebuie să vă spun, aici, în partea asta, era salcâm. Toată asta era salcâm. Și în momentul în care m-au convins că să pot ajunge, în iarna lui 2011 spre 2012, au tăiat salcâmăria. Deci era cum vedeți în partea asta de drum, era o lizieră de salcâm. Au tăiat-o pe asta și au făcut spațiu pentru ca să placeze stupina aici, în interiorul grăditurii acestea. Deci, era lucru foarte bine gândit. Când am auzit treaba asta spre primăvară, că o defrișat încă o porțiune și că o să intrăm în grăditură ca să fie păzită și nu știu ce, n-am înțeles prea mult ce anume se întâmplă, poate mai bine în final. Important este să fie, să ne apucăm de treabă. Așa, dragilor, că pe 28 aprilie m-am deplasat cu stupina, cu cele trei vagoane, aici erau cele trei vagoane, cu stupina din cele trei vagoane și am expandat 52 de familii, 52 de stupi care aveam și în trei fiecare aveam 156 de familii pentru că trecusem din vagoane pe vatră în toamna lui 2011 am trecut pe vatră pentru că foarte mulți îmi cereau bine, domnule profesor, ne-ați arătat performanța stupului pe vagon, dar vrem și pe vatră să vedem. Și atunci am trecut pe vatră și am concentrat toată stupina în 52 de stupi cu 3 în 1, cum e modelul, și am avut în finalul 156 de familii. În prima vară m-am deplasat cu stupina acolo, m-am apucat de treabă, Viorel, constructorul de care nu ați văzut, știe care sunteți în temă, ați și aflat de el, ați stat de vorbă cu el, Viorel, i-am spus, Viorel, uite, 50 de stupi cu tot cu rame îmi faci 50 de stupi mie, îți plătesc pentru cei 50 de stupi, dar cu ramele pentru 100. Iar pentru el o să-i faci doar 50 de stupi, pentru că eu când pun albina de la mine spre el și când îi construiesc cele 172 de familie, aveam posibilitatea 4, 5 până la 200 de familie să-i pun acolo. Termenul era în jur de 1 august, că atunci spunea el că îi vin în control și trebuie să aibă stupina. Deci Viorel i-a dat cele 50 de stupi, facturi tăiate, totul făcut cum trebuie. Ei, dragilor,
Eu m-am apucat de la 28 aprilie, 1 mai de lucru și am reușit să realizez aici unde este gol, este stupina pe care o luat-o și o deplasat-o undeva dincoace de linia ferată. O să vă povestesc îndată. Deci, de momentul agresiunii, acolo veți vedea. Dacă vedeți filmul, veți înțelege foarte bine. Ei, vreau să vă mărturisesc că m-am apucat de lucru și ce am realizat este următorul lucru. M-am apucat și am și filmat, dragilor, soția continuu. Când îi solicitam eu și aveam niște lucruri interesante, venea pe căldura aceea, ea este alergică, a suportat, cum să vă spun, ca un erou. A venit lângă mine și a filmat. Tot timpul aveam un stres nemaipomenit. Ne gândeam, Doamne, Doamne, să nu cumva să o albină să o înțepe. Că ar fi fost un lucru foarte grav. Aveam noi și medicamente, dar nu era deloc comod. Am să vă arăt, dragilor, vedeți că aici suntem cuprinsul acestui bloc pe ani. Septembrie, august și iulie și iunie. Deci 2000, atenție, nu 2012 trebuie să mă duc. Haideți să vedem în 2012, să vedeți cum arăta stupina și ce muncă am depus noi acolo. Octombrie 2012, septembrie, iulie 2012, iunie 2012. Să zicem, hai să luăm cu asta. Să vedem. În cele două volume, volumul 3 și 4, se află stupina și tot ce am realizat acolo în perioada aceea. Dar și în alte filme de acestea. Iată aici, mama lui Edi, soția lui cel care m-a lovit, îmi aduce niște rame. Așa arată, dragilor. Da. Bună ziua, dragilor, spune-te să ne atâlnirea cu profund. V-am văzut, citindu-vă mesajele, v-am văzut chiar triști, așa? Pare că proful n-ai v-a uitat. Nu, v-a uitat, scurt. N-am uitat deloc în toată perioada asta. M-a alergat de la un capăt la celălaltul. În proiectele și astea care mi le-am propus... Iată, așa arată stupina, dragilor. În partea aceea, cum vă spuneam. Aici, acum, ne aflăm în zona asta unde mi-am propus să vă arăt performanțele stupului acesta. Deci, în zona undeva în apropierea Bârlatului. O zonă pe care o puteți găsi și voi foarte ușor, nu pe asta, ci oriunde în țară, m-am retras pe zilele trecute prin Vaslui, am rămas... Haideți să recunoaștem, anul ăsta apicol a fost un debut foarte nefericit, să spunem așa. Să începe treaba... Așa arată, dragilor, așa arată stupina, într-o primă zonă și altă zonă, un număr mai mic, să află în partea cealaltă. Deci, vedeți, sunt stupi toți același model cu 3 în 1. Nici un alt stup, nici de o altă culoare, nici de o altă... Aici sunt stupii pe care am venit eu de la Călugăreni, cu o generație mai urmă, iar cei din spate sunt stupii model nou, pe care i-am luat de la Verol 100 de stupi, 50 eu, 50 el, eu cu tot cu rame pentru 100. Facturile spun exact despre ce este vorba. M-am gândit la voi și așa. Deci, profesorul din mine n-a stat deloc pe gânduri. N-a stat bietul de el, profesor, pe căldurile acelea la 39 de grade, vă spun, am lucrat continuu. Ei, haideți să ne întoarcem din nou. Deci, filmele din luna iunie și iulie vorbesc clar despre efortul meu făcut în dorința de a realiza stupina respectiv de 172 de familie. Am vorbit cu el, mi-a spus domnul profesor, ne-am înțeles, 500 de lei pentru fiecare familie, deci
trebuia să-mi dea 850, cât 856 parcă bine, pentru 860, da, 860 de mii. Asta însemna, sau 86 de mii, 86 de mii, da. 86 de mii trebuia să-mi dea pe stupina pe care urmea să o construiesc. Și am pornit așa cu soția zi de zi, de luni până sâmbătă seara, de luni până sâmbătă seara. Și am reușit, dragilor noștri, cei 150, nu, 150, ar fi trebuit să fie 52 de lăzi, 100 luate de, și 52 de ale mele, dar doi stupi au fost vânduți de el din cei 40, din cei 52 au vândut și au rămas numai 48 ai lui. Eu aveam acolo 102 lăzi în care aveam 3 sau 4 familii la momentul lui 15 iulie. Spun că am tras zi și noapte, dormind doar câteva ore pe noapte, cu foarte multe probleme și am reușit să ajung la un număr, plecând de la 156, la un număr de 530 de familii. Familii și roi făcuți acolo. Am plecat pe mulțire, masiv pe mulțire, aveam vagoanele ca să-mi iau surplusul de albine, 172 să-i rămână lui și celelalte să-mi le iau eu. Ei bine, dragilor, s-a schimbat totul pentru că programul lor era altul. Îndată, eu am avut și o înțelegere și am spus, uite, facem așa. În momentul în care tu te duci să declari la banca, la primăria banca, că ești proprietarul celor 172 de familii, o faci numai după ce noi încheiem un act. Pentru că tu te duci mai devreme de a se realiza o familie respective. Pentru că ai de gând să-ți faci dosarul acela și ai nevoie să pornești mai din timp. N-am mai făcut așa, s-a dus fără să știu eu, a făcut declarație pe 11 mai, când nici vorbă de mulțire începută, n-aveam nicio treabă. Pe 11 mai, el a declarat la banca care sunt 72 de familii. De fapt, a declarat stupii pe care nici noi aveam 172 de familii, ci avem 156. A declarat fals și s-a apucat de construcția dosarului. Din clipa aceea a dispărut. Nu ne-am mai întâlnit decât foarte rar. De două sau trei ori în toată perioada asta eram destul de contrariat că spuseseră, domn profesor, vă fac condiții. O să vă aduc generatorul, o să fac aici, că nu e era curent, vă dați seama, ce condiții mizerabile, ce am putut să facem. Mâncarea pe care soția o gătea dimineață până seara nu totdeauna puteam mânca pentru că rapid se degrada, erau căldurile cele imense. Și fără să ai curent electric, n-ai frigider, n-ai nimic, ne-am spălat la Ligian, ceva de neînchipuit, groaznic, groaznic, groaznic. Așteptam sâmbătă să fugim acasă ca să facem un duș. E, dragii mei, astea au fost condițiile în care am lucrat acolo. Și el și-a făcut dosarul tot, tot, tot și a adus și plăcuțile acelea care se pun, să le pună pentru numerotare și acum era presat de momentul în care trebuia să vină ăștia în control. Nu pusese plăcuțile, dar se căuta cât mai repede un motiv de conflict încât să mă poată probabil da afară, dar eu nu bâneam foarte bine. Soția mai, în discuțiile care mai purta, așa, mai venea din când în când și soția lui acolo, pentru că ea stătea mai mult în Bârlad, avea un plasament, doi copii, și el și ea, neavând niciun serviciu din 92-93, și doar doi copii. Povestea, nu știu, momente foarte grele. De aceea au defrișat în stânga, în dreapta, până s-au cocorâșit acolo, au reușit performanța mă rog, nu prea înțelegeam așa, el mă pregătea pentru ce avea să urmeze tatălui. Și îmi spunea, domn profesor, nu stau de prost aici. Eu fac treaba, am făcut treaba aici, nu glumă, domne. Știți cum?
Păi, domnule, am luat mașina, am luat-o doar în 2 luni de zile. Deci mașina am luat-o în 2 luni de zile, adică, ce să vă spun, motorina de la Bârlad, acum încerc să vă povestesc din ceea ce îmi spunea el, motorina de la Bârlad, o descărcam aici, atunci scoteam de la CFR Bârlad motorina și o descărcam aici și 2 ferme le alimentam eu aici. E un grup nostru, o fermă a fiului meu, Vișan se numește, de la banca, iar o fermă a agronomiei. De aici îmbâr legătura cu agronomia care a lăsat posibilitatea să defrișeze acolo terenul acela și așa. Sigur că CFR-ul era combinat, sigur că poliția CFR-ului era prezentă, nu se putea, nu se circule pe acolo să defrișezi, să faci atâta treabă și să descarci motorul fără supravegherea polițistului, că asta face poliția noastră. Știți, nimic nu se poate face decât sub supravegherea poliției și poliția este cea care întoarce capul sau dacă nu contribuie la momentele acestea de fraudă și de îi complici la toată activitatea asta frauduloasă care se face în foarte multe zone, în multe sectoare. Deci, dragii mei, el îmi spune așa, domn profesor, mie n-a nimic ce-mi face. Pentru că polițistul nu se poate ancheta pe sine. Procurorul nu își poate face un rechizitor împotriva sa. Judecătorul poate da o soluție împotriva lui. Deci eu sunt într-o situație, cum să vă spun, de nu vă închipuiți. Nimeni nu poate să atingă de mine. Eu nu prea înțelegeam și nici nu dădeam importanță. Mi se părea așa o aroganță de asta, povestea. Știți, zona asta aici, toate dealurile astea, păi sunt pânzite de lațuri pe care eu le pun. Am avut și pușcă, nu știu ce, dar mi-au luat pușca că lucrurile sunt complicate la un moment dat. Și acum am avut și 3 porci în aceeași zi pe care i-am prins în lațurile mele. Era cald, nu știu ce, până când se ajung cu el la Carmangeria din Bârlad, până să ajung acolo, îi luaseră apa deja, apropo de căldura foarte mare. Dar eu se bag în mici, treaba merge șnuri, nu-i problemă, zice. Profesorul de mine nu era deloc încântat să audă mizeria asta. Știți bine cum am reacționat de atâtea ori când copiii. Și mă gândeam, băi, ce chestii îmi pot spune asta? Ce lucruri așa mizerabile mă împinge să mă duc să fac reclamații? Ce se întâmplă? Ce să fac asta? Cum să fac? Nu anticipam foarte tare momentul că sesizam că se pregătește ceva, dar refuzam să cred că eu voi fi victima. Eram prea frământat de problemele mele, eram frământat de realizarea videomanualului volumul 3 și 4. Acolo le-am făcut, acolo sunt toate lucrurile acelea interesante în legătură cu lucrarea mea făcută, cu la stopina respectivă. Sigur că de aici, din 2000, atenție dragilor, din 2012, dacă veți duce la toate filmele din lunile iunie și iulie, sunt numai aspecte de la stupina mea cu lucrarea pe care am făcut-o eu până pe 15 iulie când, repet, m-au alungat. Dragilor, povestea este de aici complicată cum nu vă închipuiți, pentru că în momentul în care m-au agresat, m-au lovit și eu am fugit la Bârlad, la poliție, am căutat în stânga și în dreapta, au venit polițistul acest cernat. Deci am ajuns la Zorleni, dar povestea e prea lungă. De la Bârlad, Bârlad mers că e pe teritoriul Zorlenilor, la Zorleni m-am dus și am venit cu polițistul de acolo, am stat de vorbă cu ei, era șorotarul Eduard și mutaseră stupina mea la o distanță de 304 de metri, stupina, acei cu care am venit eu, în prima rând, în golul acela care ați văzut voi, stupii fusese deplasați undeva la vreo 400-500 de metri și îi vedeți în filmul acela agresiunii.
Iată, să dau din nou. De când vedeți filmul Agresiune, o să vă faceți curce cu amândouă mâinile să vedeți ce nenorociri mi s-a putut întâmpla. Și nu din inițiativa lui. El s-a bazat pe toată colaborarea pe care avea cu cei din jur. La momentul acela nu știam nimic. Eu credeam că a fost un abuz făcut de el și că va fi o treabă ușor de rezolvat. Nu, n-a fost să fie așa. Pentru că acest polițist cernat cu care m-am întors eu și care a uitat în acțiunea abiat, când am ajuns acolo la vreo 10, m-a ținut deoparte, s-a dus el, a făcut un proces verbal acolo de constatare cu ei. Ușor am început să-mi dau seama că este colaborarea poliției de la TF. El era la Fălciu, pe linia Fălciu Bârlat, dar nu se putea face nimic acolo fără ca polițistul să fie prezent. Când descărcau poate tone de motorină, nu se putea face asta decât cu complicitatea poliției. Probabil că au mai fost reclamații, dar și aici s-o acoperi repede cu cunoștințele din justiție, din îmbârlat fiind acolo, între ei, toată treaba se strângea foarte repede. Vorba unui deputat, și sigur era și un coleg de-al meu pe acolo prezent, că nu, ori de câte ori este câte o golăneală de asta, trebuie să fie sub acoperită și politic. Cred că avea dreptate. Așa, dar ușor înnebunit că fiecare familie, numai eu știam cum e fiecare ramă aranjată în fiecare din stupii aceea. Și odată ce mi s-a întâmplat asta, am fugit în stânga și în dreapta, am încercat să ajung am fost la poliție, am făcut plângere penală, am făcut plângere... În sfârșit, pentru recuperarea stupinii, am încercat să obțin ordonanța aceea, nu știu cum, judiciară, prin care să pot să mergesc în familie până la să lămurească treaba. Nu s-a putut face nimic, pentru că pe 24, nebunit fiind, de pe 15 până pe 24 iulie, pe 24 mi-am luat un grup de la o societate de pază și protecție. M-am dus cu un grup de 4 oameni, am vrut să ridic o parte din stupi, dar n-a fost posibil pentru că s-a anunțat poliția, vinind din nou cernat, care m-a împiedicat să-mi iau stupii. Iar acest cernat își face lucrarea, a doua zi se închema la poliție și urmează, dragilor, declarații în care arăt că am fost tâlhărit de stupina mea, dar și cine... Am dat o declarație, am stat câteva ore și un frate de meu care lucrează cu mine și soția. Nimic nu s-a putut face pentru că ușor mi-am dat seama de grupa care lucra acolo. În timp ce dădeam declarația, a apărut și procurorul Bosânceanu. Ce căuta procurorul Bosânceanu? Că doar nu era o reclamație penală, nu era... Bosânceanu este prezent și intră în acțiune pentru că el avea să distrugă probele. Este incredibil ce vă spun. Deci procurorul acesta este cel care era parte a grupului și este rapid prezent acolo să distrugă probele. Prin rechizitorul care îl face, îl face așa fel încât nici măcar certificatul medical pe care l-am depus acolo nu a mai fost găsit. El îl retrăsese de la dosar. Asta vreau să constat pe noiembrie, când, mă rog, s-a pornit un dosar penal și unul civil, o întreagă poveste. Când am sesizat treaba asta, am făcut la Ministerul de Interne, că am zis, hai să încerc de aici, cum s-a întâmplat, de a-mi ajuta Ministerul de Interne, cineva care avea o fetiță în clasa a 10-a, urmărea filmele mele la matematică și... Când am ajuns la Zorlen, n-am să-i dau numele, nici să spun funcția, era o femeie care lucra la primărie și îmi spune, domn profesor, nu se poate, faceți niște lucruri extraordinare. Fetița mea, din clasa 10, lucrează după dumneavoastră, merge
pas cu pas, după lecții care le faceți, este nemaipomenit. Și atunci eu am povestit de necazul meu, ce și cum, și a zis, nu se poate, eu trebuie să vă ajut. Și ea mi-a spus că are niște cunoștințe care lucrează chiar la TF la București, la regională, deci la poliția TF, și a vorbit cu el, m-am găsit cu respectivul, am ajuns în București și am povestit așa ce și cum, spuneți, da, știu povestea, acolo este un grup foarte bine organizat, eu am încercat de vreo câteva ori să mă apropii de el, să încerc să-l distrug, nu se poate, că este prea bine. Încercați să faceți la Ministerul de Interne, am făcut, dragilor, la Ministerul de Interne, la ministru chiar, și au venit cineva, au venit doi comisari de la TF, și în Bacău am dat declarații vreo 5-6 ore acolo, am povestit de toată mizeria, tot ce se întâmplă, nu s-a putut face nimic, au venit să astupe, așa cum se procedează în țara asta, au venit să astupe. Cu Bosânceanu, totuși, adică văzând că nimic nu se întâmplă cu dosarul penal, m-am întâlnit în 2012, prin noiembrie, cred, și am stat de vorbă chiar în procuratură la el, acolo în birou, și am spus, domnul procuror, s-a întâmplat o chestie clară, este o tâlhărie cu violență? Nu, domnule, nu e o tâlhărie, nu, eu a fost așa o neînțelegere, uite, s-o puneți dosarul civil, în civil veți vedea dumneavoastră că încercați să recuperați, dar eu urmăresc amândouă dosare, și civil și penal. Și când v-am dat eu urmări penal, că n-ați atacat, n-a fost vorba de o... în penal n-a fost vorba de tâlhării, cum spuneți dumneavoastră, ci a fost vorba de o neînțelegere, o împingere acolo, că nu v-a lovit. Eu fost un... Cum, domnule, e lovitor, am certificatul? Nu aveți niciun certificat. Cum nu am certificat, am depus la dosar? Să uite, aveți originalul? Păi cum să nu-l am? Duceți și-l aduceți. Așa m-am venit de la Bacău, am dus din nou originalul acolo, în sfârșit, și zicea, o să bag acolo, dar nu va fi nicio chestie, va fi o treabă în instanță, dar nimic ai bun, măcar așa zicem, măcar o amendă să primea și el. Deci totul era programat, totul se știa cum trebuie să finalizeze. Eu urmăresc și dosarul civil și de unul pe altul influențează, deci totul era organizat cât se poate. Deci ea, dragilor, și în civil, și aici veți vedea hotărârea judecătorească din civil, pentru că în civil m-am bătut cât am putut, am venit cu toate probele. Ce trebuia să dovedesc eu? Că stupina este a mea. Și le spuneam, fraților, pe internet sunt aceste filme pe internet. Veți vedea exact că n-a fost nici până 15 iulie nicio altă familie de albini. Au fost numai stupii mei, numai eu am grijit. Au venit în timpul procesului cu martori falși, cu totul. Judecătoarea a cules toate minciunile și le-a luat ca fiind de bază și de așa să hotărâi judecătoarea pe care vreau să o citiți voi. De este pus aici. Da? Și mie mi se nimic din ceea ce a însemnat sau posibilitatea de recuperare a bunurilor, a familiilor într-o mică măsură. Că, dragilor, au rămas acolo, deci au fost distruse 530 de familii. 530 de familii înseamnă enorm. Tot ce am reușit să eu să fac până la nivelul acela, tot a fost distrus. Vreau să spun ca evoluție a apiculturii pe care am practicat-o din ani de rândul, din urmă, tot a fost distrus. A fost un moment foarte, foarte greu. Și acum m-am străduit de atunci încoace să pot dovedi că era stupina mea. Lucru pe care este știut de toată lumea, că atâta vreme cât este pe internet treaba asta, iată că instanța se strădui să mintă cât se poate cu nerușinare de te îngrozești. Ia judecătoarea, îi spuneam, da, judecător, vei limpede, ați auzit de judecători corupți, de procurori corupți, de mizeria care în justiție. Ce vreți să spuneți? N-aveți decât să mă recuzați? Și am recuzat-o.
Dar l-am recuzat-o de pomană, pentru că o colegă de aia sau cine a spus, a discutat și a rămas în picioare în continuare. Deci totul este atât de grosolan făcut, atâta mizerie și atâta fals, încât eu mă întreb până unde se va ajunge. Citiți, vă rog, hotărârea judecătoare și vă veți cruci. Veți vedea câtă mizerie este în legătură cu realitatea din teren. Filmele acestea care sunt din iunie și iulie, care vorbesc clar despre ceea ce înseamnă. Deci, realitatea din teren acolo este cunoscută de la un capăt la celălalt a pământului, hai să vă spun așa, nu numai de aici, din România. Și totuși judecătoarea nu vede, nu aude și nici nu vrea. Și am zis, doamne judecătoare, hai să vă aduc filmele din pachete de video pe care le-am făcut, volumul 3 și 4, să vedeți că acolo, că eu am lucrat numai eu și în condițiile acelea și nu cum mi se spune că mi-au fost asigurate condiții de hotel, că trebuie să le plătesc mâncarea, să le plătesc cazarea, să le plătesc... Deci totul este făcut și este luat în seamă, în considerare și judecătoarea dă o sentință pe care vă rog să o vedeți voi acolo. După care hotărârea, recursul la hotărârea judecătorească din procesul civil, deci dragilor, fac recurs, bani aruncați, nu vă povestesc, pentru că au profitat de faptul că eu trec prin starea asta destul de proastă financiar, știau de treaba asta și au spus, domnule, n-are cum să... El denunță, n-am pus decât pierderea fi un miliard, cu Albina și cu Stupi și tot ce a fost acolo, dar adevărata pierdere este în jur de vreo 2,5 miliarde, 3 miliarde aproape. Cam aici este pierderea. Dar nu vă spun faptul că mi-a fost întârziat proiectul. Iar ceea ce asta e suferința cea mai mare. Pentru că cei care le conduceam Stupina pe modelul Stupinii mele și lucram și purneam filme și le arătam în fiecare clip ce și cum fac acolo, s-au trezit în aer, s-au trezit ca cei care își pusese atâta nădejde și mergeau după mine și nu mai aveau cum nicio șansă. Recursul la procesul penal, vă veți îngrozi și aici să vedeți ce a însemnat. Eu am dat lui o amendă de, la fond de 5.000 de lei, să-mi plătească mie, că mă rog, m-au lovit, m-au agresat acolo, iar la recurs i-a diminuat la 2500. Este înspăimântător să vezi cum în justiția română, în fața adevărului, justiția se străduie, completul judecat se străduie să mintă, să mintă grosolan, nu-l interesează. Și îi spuneam, uitați-vă pe filmele acestea care sunt acolo, la îndemâna dumneavoastră, de ce nu vă interesează? Nu, cum a fost rechizitoriu făcut, noi mergem pe rechizitoriu, nu ne interesează alte aspecte. Povestiți dumneavoastră ce vreți, dar pe noi nu le luăm în seamă. Asta era mesajul. Și toată povestea era așa. Dragilor, deci scrie tu ce vrei în declarație, că doar eu o citesc. Și eu sunt membru al grupului și n-am niciun interes ca să desconspir. Să spun, să iau în seamă ce spui tu. Eu scrie tu ce vrei, că eu rețin ce vreau eu. Așa s-a întâmplat în două etape la poliție, la Ministerul de Interne când am ajuns. Nemulțumim fiind de cei doi comisari, am făcut încă o dată sesizarea și am argumentat de ce sunt nemulțumit. Și atunci a venit un alt comisar șef, Solomon, se chema de la IGP, și a spus, domn, ce fac eu acum? S-au făcut liniște, vă spun, ei termin pe ăștia, colegi sunt de-ai mei, dar nu discutăm, nu ne permite, că obrazul nostru, poliție, este pătat chestia de unde. A fost numai o formalism, așa, s-a dat ancheta spre Bacău, iar polițistul Iene, care m-a invitat și am dat declarație, pe aceeași linie, mi-a zis, domnul comisar, domnule, nu vă cer să faceți decât un minim efort să constatați o realitate, un adevăr care este acolo. Mergeți acolo, la fața loc, vedeți exact ce se întâmplă, cum s-a întâmplat acolo, cercetați. Sigur că putea să facă, dar
Nu au făcut-o pentru că linia era acoperim totul. Acoperim totul pentru că dacă s-ar fi plecat cu o anchetă corectă, atunci procurorul care a făcut rechizitorul fals, mincinos, ar fi fost el pus într-o situație neplăcută. Pentru că, dragilor, când am venit să-mi iau certificatul medical de la Bacău, procurorul mi-a și spus, zice, când vă întoarceți, vă duceți la Bârlad, la poliția Bârlad, la secția economică și acolo o să stați vorbă cu Iana, un tânăr comisar, aveam scostat eu când am ajuns acolo și care, mă rog, ei neavând competență pe partea fraudării fondurilor europene, TF-ul neavând competență, atunci eu mutat în partea asta. Pe partea economică, cineva de la... Și cu tânărul ăla discutând îmi spune, domnul profesor, eu am toate elementele pentru ca dosarul acesta să plece și la DNA, pentru că aici a fost chiar tentativă clară, sunt falsuri în acte, tot dosarul acela este dosar mincinos, fără nicio acoperire, dar nu mă lasă procurorul. Și eu nu pot să fac mișcare fără să am, să spune, ok-ul dat de la comisar. Putea să facă și el. La poliția face și el. Când timpul cercetării, îl dirigează. Face asta și face asta. Dar dacă el vrea să facă mai serios, spune, domnule, am găsit și asta. Vreți, luați în seamă. Nu. Dar el spune, nu pot să intru, domnule. Asta e legea la noi și nu știu ce, nu știu cum. De fapt, mi-a spus, domnule, n-am nicio șansă să fac ce trebuie, pentru că comisarul, procurorul bosnicianu este cel care îmi dă peste mână și el are un alt obiectiv. El canalizează cercetarea pe altă direcție. Deci fără fraudarea fondurilor europene. Și atunci m-am trezit, dragilor, în situația aceea că totul a fost ghidonat, dirijat, încât doar să cheltui foarte mulți bani în continuare, pentru că la civil, ca să fie de 1 miliard, să dă vreo 38 de milioane bani vechi, 3800 taxa judiciară și mizerii de pe lume, după care acum a recurs jumătate din preț. Deci tot timpul am fost pus în situația de a renunța, de a renunța. Și aici a fost jocul pe care el l-a făcut. Eu știu că situația mea financiară este destul de precară și că sigur voi renunța pe parcurs. Da, toate acestea vi le-am spus apropo de prin ce trece prof online. Acum pe 12 e recurs la hotărârea judecătorească din civil. Nu mă aștept să fie mare lucru. Doar voi merge și voi spune, doamnă judecătoare, n-am decât să vă spun așa, luați filme de pe internet, ele sunt publici făcute, nu sunt filme pe care oricine, dumneavoastră, dacă nu le-ați înseamnă că vă veți pronunța în aceeași direcție cu hotărârea pe care a dat-o judecătoarea de la civil, acea membra grupului infracțional, sunt 100% convins, am și argumente, în direcția asta am și povestit de ce este membra grupului fracțional. Ce șansă ai când judecătoarea este membra grupului? Pentru că în clipa, să vă și spun asta, că în clipa în care am ajuns la Bârlad, la CFR și eu am avut dovada clară că terenul nu este al CFR-ului, ci este al agronomiei, i-a spus șefului de acolo, i-a spus, domnul inginer, cum ați putut dumneavoastră da o hârtie, cum că ați închiriat și terenul din spatele haltei, când nu e al dumneavoastră? Cum să dai terenul cuiva care nu e al tău? Cum să dai o hârtie de asta? Eu știam că e al nostru, dar dacă nu, o să le încerci judecătoarea. Mare lucru nu e. Adică el era sigur că judecătoarea, probabil că era o rudă, probabil era cunoștință, că nu se va lega de hârtia aceea falsă pe care a dat-o. Deci era sigur de treaba asta. Deci, eu mizat pe chestia că e terenul lor și că eu m-am intrat, am vrut să intru abuziv în spațiul lor. Și am violat spațiul. Nici vorbe, era o îngrăditură
pe care eu o aranjase abuziv despre șastră acolo, dar nu se pot uita acolo, pentru că ar însemna, dragilor, să pornească ca un tăvăluc și să bulgări să zdrobească pe foarte mulți. Pentru că sunt, tot ce s-a întâmplat acolo e de domeniul penalului pentru siguranța linii ferate, pentru tot ce este acolo, tot ce s-a întâmplat. Tot este pe internet, se vede zona defrișată, se vede tot exact din porțiunea lizierii, stânga-dreapta, cum aici a fost defrișată, vii, pusă. Vedeți în filmele acestea. Asta vă spune doamna judecător sau doamna judecătoare. Și să vă povestesc eu, că dumneavoastră vă luptați împotriva realității. Vreți dovezi pentru minciună. Pe dovezi pentru minciună nu am cum să vă dau eu. Eu am doar realitatea și, să spunem, toate aceste lucruri care sunt probe pentru ceea ce mi s-a întâmplat mie și ceea ce am făcut eu. Acum, ce veți face, veți hotărâi, ca și data, ca și la cel penal, veți da probabil o soluție tot mizerabilă ca și cealaltă de la judecătoare de la fond. Și mai mult ce să vă pot spune. Dragilor, am avut șansa să stau de vorbă cu cineva chiar de la cum se cheamă, inspecția judiciară la CSM, chiar din CSM. Spunea, domnul profesor, chiar un membru a CSM-ului. Domnul profesor, problema e complicată. E atât de complicată încât dacă nu ai suport politic, deci dacă nu te susține cineva pe partea politică, sau dacă presa nu descoperă ca să poată intra în acțiune, nu ai cum. Te zdrobesc, pentru că el, în mod sigur, este membru a grupului, acesta de care povestesc dumneavoastră, pentru că nu putea să ajungă să facă această activitate, să-și permită să vă sechestreze stupina și să vă lovească, decât dacă era sigur că nimic nu se poate întâmpla. Și el a făcut-o pentru că, ca un membru a grupului, și au făcut-o și pentru că ceilalți cereau, dom'le, hai din repede, că noi interesează, cei 40.000 de euro trebuie să-i luăm, să-i împărțim, ce știu eu acolo. Și nu numai asta, 172, dar vrem și stupina toată și celelalte familii care au fost până la aceste 30. Deci totul au vrut, erau însetați, pentru că între timp nu mai mergea activitatea cu motorina. Cum știți bine, lucrurile n-au mai mers ca în primii ani atunci când eu am putut face activitate. Și atunci s-au canalizat pe altceva și eu găsit pe Prof Online, l-au găsit în entuziasmul lui pe proiectul pe care îl avea cu video, cu biostupul, și pentru că dorea să arate performanța. Deci era interesat să treacă pe vatră și a zis, uite, vatra, vino aici, te-am prins, muncește. Muncești tu de prost, noi profităm, că abia așteptăm. Da, dragilor, așa v-am prezentat acest filmuleț. Acest filmuleț care e un pic mai lung, altfel decât până acum tot filme pe care, sau filme de natură, acelor pe care le știați voi, ca o sinteză a apiculturii și a matematicii, practic conținutul blogului acesta și cum puteți naviga. Iar dacă pe partea asta a necazului pe care trec nu e deloc o problemă simplă, seamănă cu ce mi s-a întâmplat cu matematica, când mă huidreau și când a fost dată, când mi s-a desfăcut contractul de muncă, seamănă situația asta prin care trec. Probabil că așa mi-e crucea mea să trec în momente este foarte grele. Vina mea este doar aceea că n-am fost atent la faptul că există pericolul unui astfel de grup. Eu am această formă de a discuta și cred că oamenii trebuie să fie corecți prin tot ceea ce fac și să beneficieze doar de munca lor. Nu se întâmplă așa tot timpul. Din păcate, lucrurile sunt mult mai grave când
te confrunți așa ceva. Probabil că nu mă voi vindeca niciodată. La revedere, vă mulțumesc, dragilor!